Bună ziua, dragi prieteni! Numele meu este Vasile și sunt lux curierul florăriei OK Flora. Astăzi ne aflăm în orașul Chișinău și mergem în vizită la Carolina să-i facem o surpriză grandioasă din partea jumătății ei, care este departe de ea, din păcate. Haideți să mergem să vedem ce iese. Bună ziua, Carolina! Bună ziua. Ne permiteți să intrăm? Da, sigur. Mersi mult! Așa, Carolina, eu mă numesc Vasile, sunt lux curierul companiei OK Flora și avem această grandioasă surpriză pentru dumneavoastră astăzi. Poftim un buchet de trandafiri. Mulțumesc! Așa, un extra urs gigant. Poftim! Așa, mai departe, o șampanie pentru dumneavoastră. Mulțumesc. Și o tortă. Da. Așa, pofti. Deci, este și un mesaj de felicitare de la cine vine și surpriza propriu-zisă. Bănuiți cine este? Nu. Nu știți. Ok. Atunci, permisiunea dumneavoastră, o să deschid mesajul și o să vedem cine și ce scrie pentru dumneavoastră, da? Da. Mersi. Fie ca în această zi, sufletul tău să se trezească o dorință arzătoare de a trăi frumos, de a crea lucruri deosebite și de a realiza cele mai tânuite visuri. Fie ca soarele să-ți ofere căldură și lumină, ploaia curată, liniște sufletească, zâmbetul oamenilor, încredere în sine, zilele anului, prieteni, visele de azi să devină realitate, speranțele de mâine împliniri, orice cădere un pas înainte, iar fericirea să te însoțească mereu. La mulți ani, te iubesc mult și mi-i dor, cu drag, Ion. Așa, poftim mesajul. Aveți posibilitatea să spuneți un mesaj de mulțumire în cameră, vă rog. Sunt foarte fericită, mă bucur foarte mult că am așa oameni dragi alături de mine. Nu m-am așteptat, nici n-am avut în gând. Foarte frumos, extraordinar de frumos. Este o zi foarte frumoasă pentru mine. Vă mulțumesc dumneavoastră pentru emoții pozitive. Așa, dragi prieteni, deci aici a luat sfârșit surpriza noastră mare pentru Carolina, din partea jumătății ei. Ne bucurăm enorm de mult că ne-a reușit să o surprindem. Ea este foarte fericită și misiunea companiei a fost îndeplinită. La revedere! OK Flora. Gestul contează.